În ultimii ani s-a discutat tot mai mult despre protejarea mediului înconjurător, dar și despre ce trebuie să facem fiecare dintre noi, dar și autoritățile publice în acest sens. În municipiul Brad, spre exemplu, se fac deja primii pași. Vor fi achiziționate autobuze electrice cu ajutorul fondurilor europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În timp ce unele comunități se chinuie de ani buni să depună și să implementeze proiecte menite să îmbunătățească condițiile transportului public local, la Brad a fost deja depus un astfel de proiect pe Planul Național de Redresare și Reziliență. Astfel, cu ajutorul banilor europeni, brădenii vor putea beneficia de un transport public modern și ecologic, urmând a fi achiziționate 4 autobuze electrice. Ne-am propus și am reușit cu fonduri europene, prin PNRR, să obținem fonduri pentru înființarea transportului public local. Este un proiect destul de ambițios, zic eu. Este vorba de achiziționarea a 4 autobuze electrice care vor avea transport public local în toată zona Brad. Vor fi rute de la Mesteacăn, Valea Bradului, satul Ruda. Și suntem într-o asociere cu Comuna Crișcior și transportul va fi asigurat și până în Zdrapți, până în Comuna Crișcior, în satul Zdrapți. Aici vedeți harta stațiilor, un proiect care presupune foarte, foarte bună pregătire, zic eu, din punct de vedere organizatoric. Va trebui să amenajăm o mini-autogară, stație de încărcare pentru autobuzele electrice. Vor trebui să fie șoferii corespunzători găsiți pentru transportul public local și este un proiect care, bineînțeles, că nu se va putea derula peste noapte. În perioada imediat următoare vom crea o asociere cu Comuna Crișcior, se va crea un ADI, așa îi se spune, va fi entitatea care va organiza acest transport public local, va fi înființată o societate comercială care va asigura transportul public pe aceste rute. Edilul șef al municipiului Brad speră ca acest proiect să fie finalizat în 2 sau maximum 3 ani. Este un proiect foarte, foarte ambițios, dar care, zic eu, vine să rezolve o problemă legată de transportul local în zona Bradului. După cum bine știți, imediat după Revoluție, aceste transporturi publice locale nu au mai avut o viabilitate prea bună, nu au mai fost susținute de la bugetul local, nu au existat societăți care să facă transport public local în municipiul Brad. Și atunci am considerat în acest moment potrivit să înființăm acest transport public local, un proiect nou, care vine să rezolve problema și traficului prea intens de mașini în zona centrală. Sper ca în maxim un an jumate, doi, acest proiect să fie deja funcțional și să reușim să punem pe roate, să zic așa, aceste mijloace de transport. Datorită ratelor ridicate de poluare, impactul asupra mediului declanșează alarme în întreaga lume. Unul dintre declanșatori este utilizarea sistemelor de transport urban, deoarece unele sisteme nu respectă măsurile de mediu corespunzătoare. În fața acestei probleme, guvernele naționale și regionale au implementat măsuri pentru a contribui la reducerea ratei de poluare.